Salut, șacalilor, ce faceți? Da, îmi pare rău că filmez din nou de aici. De obicei obișnuiesc să schimb locația camerei, știi, când fac un episod, ca să nu fie toate la fel. Dar nu poți, bă, cu lumina naturală, nu poți. Mi-o pun acolo, geamul e acolo, jumate de față e lumină, jumate e umbră. Că normal, e yin-yang fața mea. În orice caz, astăzi facem Q&A-ul ăla de vi l-am lăsat eu acum 2-3 săptămâni, nu mai țin minte. Nu am cuvinte, n-am nici de intro cuvinte, probabil nu o să am nici de outro, o să termin așa deodată, pentru că așa se întâmplă la Q&A-uri. Mă lăsați să nu mai pot să zic nimic. Da, Doamne ajută, stai să-mi iau și telefonul și aia e, hai să vedem. Fratele tău are iubită? Fratele meu e gay. Am glumit. Sau poate că nu. Ești prost sau deștept? Argumentează răspunsul. Bă, nu mă consider prost, adică mă consider extrem de prost. Știi cum e? Aia e, așa mă consider eu. Eu când fac cunoștință cu cineva, nu zic salut, sunt Luce, zic salut, sunt prost. Hai. Bă, mi se pare că am mai răspuns la asta. Nu, n-am făcut-o, nici nu vreau să o fac niciodată, sper. Dar mă simt ca în 2013, frate. Atunci când puneai titlul gen am fumat și atunci făceai o grămadă de vizualizări, pentru că așa era mod atunci. Ce meserie vrei să ai? Bă, nu știu cât știți, dar unul dintre visurile mele, o grămadă am, deci o grămadă de visuri, este să devin inginer de salubritate. Pentru cine nu știe ce înseamnă, e gunoier. Vreau să devin gunoier. Ma că n-aș strânge gunoi, aș strânge oameni, știi cum e? Adică... Ce ai face dacă ai fi pentru o zi fată? Cu siguranță n-aș face pipi, că mi s-ar duce toată ziua de a fi fată, mă înțelegi? Nu știu, probabil aș sta acasă și aș purta haine și m-aș gândi cum i-ar sta la banchetul de peste 4 ani. E ok. Mă ajut să caut o gagică 13 ani. Eu v-am zis că n-am nimic de zis. Băi, aș fi gagica ta, omule. Eu chiar aș fi gagica ta. Bă, mă motiva numele tău, bă, serios. De ce mi-a trezit așa o dorință de a fi gagica ta, serios. Eu zic să săriți pe el până nu-și face gagică. Uite, o postat acum 2 săptămâni în comentariu. Cine știe cât o mai schimbat de atunci? Te-ai lăsat de desen pentru 1000 de euro. Normal că da, normal. Bă, sincer, m-aș lăsa, dar nu aș putea, adică oricând mă plictisesc sau când se întâmplă să am un creion sau un pic și o foaie, eu trebuie să fac așa, nu pot, aia ar însemna desen și nu pot. Ai fi boschetar pentru 2 zile? Eu v-am zis că nu am ce să zic, normal că aș fi, aș vrea să dorm pe băncile din trandafir de la noi, din parc. Mi-ar plăcea mult, serios. Ai dori să facem un om din plastilină? Întreba dacă vrei să facem un om de plastilin. Normal că vreau să fac un om de plastilin cu tine. Băi, deci eu v-am zis, sunteți magici, bă, sunteți magici. Deci n-am pomenit, nici nu m-am gândit că aș putea să întreb vreodată într-o viață dacă există reîncarnare. Cum aș putea să întreb un om dacă vrei, bă, vrei, hai mă să faci un om de plastilin, serios. Îi fac eu picioarele, tu-i fac corp, serios, n-are și fain. Vrei să fie blond sau... Șaten, nu? Ce ai face dacă ai fi mama ta pentru o zi? Cu siguranță dacă aș fi mama lui Luci, nu i-aș spune lui Luci de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 de ori pe minut să strângă hainele. Cu siguranță n-aș face asta. N-apuc să pun telefonul jos că s-a făcut murdărie, mă înțelegi, ești jegos peste tot. Dacă aș fi mama lui Luci, i-aș zice, o, Luci, nu te mai duce la școală, stai acasă și dormi, da. Ești depresiv și după tot el îmi spune, Snip, te iubesc. Deci mi s-a părut genial, chit că rost întrebări, adică mi-a zis că e depresiv și după, bă, dai de, hai bă, Snic, te iubesc, hai frate, e ok, omule, putem să trecem împreună peste asta. Cum de ți-a venit să-ți faci un canal de YouTube? Bă, ar fi o chestie dacă mi-ar fi venit să fac un singur canal de YouTube, dar mi-am făcut vreo 6 canale de YouTube, mă înțelegi? Aveam niște prieteni mai mari decât mine care gen făcea, s-au apucat să-și facă un canal de YouTube, că atunci era chiar la început, frate, știi, adică nu erau mulți care să facă așa ceva. Și mă rog, eram vara pe afară și pur și simplu îmi plăcea și mie, știi, și mi-au zis că iau 24 de abonați, mă înțelegi? Bă, și am zis, bă, cum au ăștia, bă, băi, 24 de abonați, bă, 24 de abonați. Bă, și nu mai puteam, bă, deci voiam și eu, bă, să am 24. Aveau 24 de abonați oamenii. Deci atunci când am zis că au 24 de abonați, nu venea să cred, vorbesc serios acum. Și acum am ajuns la stadiul în care să am aproape 200.000 și să zic că hai să filmez și eu ceva. Am 200.000 de abonați, mai am până la 1.000.000, na. E ok, e ok. Îți vei lua alt telefon? Bineînțeles că nu o să-mi iau alt telefon, pentru că o să trebuiască să stau cu ăsta, uite, să sufăr așa cum e el, mă înțelegi? Eu o să stau așa numai ca să sufăr și ca să-mi dau seama că de fiecare dată când nu pot să văd ceva pe el, e ca să zic, bă, uite, trebuia să am grijă de el, mai trebuie să sufăr o leacă, mă înțelegi? Ce culoare are ușa ta de la dormitor? Eu cred că o să termin aici Q&A-ul ăsta, mi-a făcut plăcere, sunteți niște oameni extraordinari cu...
e maro, cred. E un fel de maro, dacă de, nu vine să cred. Ai oportunitatea să-i pui cuiva o întrebare la unul YouTuber, hai că nu sunt eu, nu știu cine știe ce, asta îi zici altcuiva, da? Ai o singură șansă să pui o singură întrebare, folosește-o. Ce culoare are ușa ta de la dormitor? Da, bă, cam asta au fost și PN, eu deja bateria e pe roșu, trebuie să termin cât mai repede. Da, eu sper că nu o să mai fac așa ceva, credeai că o să zic că eu sper că v-a plăcut, nu mă interesează, eu sper să nu mai fac așa ceva. Aveți grijă de voi, ne vedem, cred că undeva la 2-3 zile încerc să postez așa. Și nu mai puneți întrebări de azi, seriu, bă, puneți și voi întrebare adevărat. Cred că urmează reacții, deci trebuie să-mi dați o reacție pe Instagram, un alt pe Facebook, un follow pe Instagram, bineînțeles, și noi ne vedem. Aveți grijă de voi, bă. Pa, bă. Scriu altfel la modul hieroglif. O dau retardat, doar să-ți placă de mine. Orice, doar să-ți placă ție. Tu ești șeful, tu nu plătești prețul casetei. Sensul rachetei, în pensula peste machete. Spun adevărul în piese și chestii. Mi-a sufocat geniu, dislexic, reflexul e majestic.